Bine ați venit la interviul cu Timcuța. Astăzi avem o invitată cu totul și cu totul specială pentru noi, o autoare care se numește Timcuța Horonceanu-Bernevic. S-a născut la Pârjol, în județul Bacău, în 29 mai 1969. Este licențiată în drept și lucrează ca muzeograf la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău. Redactor al revistei Plumb și membra a Uniunii Scriitorilor din România. Este deja prezentă în antologii și colaborează cu revistele literare. Poeziile Timcuței au fost deja traduse în 6 limbi străine: engleză, franceză, spaniolă, catalană, turcă și arabă. A participat și a câștigat premii la concursuri literare naționale de poezie, proză, literatură pentru copii, literatură umoristică, haiku și dramaturgie. Premiul întâi la Festivalul Umorului Constantin Tănase, Vaslui, în 2008, la concursul de poezie pentru copii Tim-Tim-Timi din Pitești, în 2012, precum și la concursul național de proză Ioan Slavici din Cluj-Napoca, în 2016. Și lista continuă. Premiul Radio Iași la concursul național Ion Creangă de creație literară, Povești, în 2010, premiul special la concursul Cel mai frumos poem dedicat limbii române, editura Litera București, 2014, și marele premiu la concursul național de literatură pentru copii și adolescenți de la Bran, în 2018. Timcuța este o autoare cu un spirit deosebit antreprenorial. Astfel, este inițiatoarea activităților Iubim Dragobetele, care s-a desfășurat între 2012 și 2018, și Femeile Lumii, din 2017 până în prezent. Timcuța, îți mulțumim pentru prezență, pentru implicare și mai ales pentru faptul că ne-ai scris. Le spui tu celor care ne urmăresc, cum ai devenit tu colaboratoarea noastră? Aș putea spune dintr-o întâmplare, deși nimic nu este întâmplător pe lumea aceasta. Căutam ceva pe net, pe Google, și am găsit Povești cu Timcuța și am fost un pic contrariată. Povești cu Timcuța, cine-i Timcuța? Că eu sunt Timcuța. Și am intrat pe pagina de Facebook, am intrat pe pagina de YouTube, am văzut poveștile, am urmărit câteva interviuri și am hotărât să vă scriu. Și așa ne-am cunoscut. Ce te-a atras la canalul nostru? Canalul este dedicat copiilor, în primul rând, literaturii pentru copii. Și cum scriu pentru copii și e o parte importantă a vieții mele, literatura pentru copii, asta m-a atras în principal. Am fost foarte curioasă să văd în ce constă, cum vă adresați copiilor, ce faceți pentru ei, cum puneți în practică poveștile. Și am fost foarte încântată să văd voci noi, o altă abordare, imagini frumoase, coloană sonoră potrivită, inspirațională pentru poveștile respective și asta m-a atras și mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Care este sursa ta de inspirație pentru poveștile și poeziile tale minunate? Inspirația vine de oriunde din exteriorul meu, privind la jocurile copiilor. Fur de foarte multe ori din jocurile copiilor, din parc, din fața blocului, de oriunde văd 2-3 pici discutând în lumea lor despre ceva. Universul acesta al lor, inocent, mă inspiră și pentru povești și pentru poezii. E o sursă inepuizabilă. Gânguritul copiilor îți dă și energie în același timp și îți dă și puterea de a scrie și puterea de a trece prin viață frumos. Tu scrii și altfel de proză, nu doar pentru copii. Ne spui câte ceva despre publicațiile astea ale tale? Te rugăm. Da, desigur. Am început să scriu prima dată poezie. Poezie modernă. Și cu asta m-am lansat. Primele cărți au fost de poezie. Pe urmă am încercat să scriu proză scurtă, roman, teatru. Am cochetat cumva cam cu toate genurile literare, dar cel mai aproape de sufletul meu a rămas totuși literatura pentru copii. O literatură, nu știu, specială, mai specială, pentru că
că avem de-a face cu un public foarte sincer. Copiii sunt extrem de sinceri, mai sinceri decât adulții și nu te iartă pentru nicio greșeală. Și o fac cu inocență și cu dezinvoltură. Și din punctul meu de vedere, e destul de greu să scrii pentru copii, să te pui în pielea personajelor, să le înțelegi puterea lor de judecată, pentru că lumea copiilor, este, universul lor este simplu, realitatea este foarte simplă, nu e loc de jumătăți de măsură. Trebuie să le captivezi atenția, să-i farmești cu ceva, să le dai modele, să le dai personaje cu care ei se pot identifica și să fie modelele lor de viață, pentru că vor ajunge adulți pornind de la poveștile copilăriei și suntem cumva responsabili de cum vor deveni ei ca adulți. Ai și alte activități pe lângă cea de autoare. Spune-ne puțin, de exemplu, despre activitatea ta la Muzeul George Bacovia din Bacău. În principal sunt muzeograf la Casa Memorială George Bacovia din Bacău. Partea aceasta de muzeografie se îmbină foarte frumos cu abilitățile de scriitor, pentru că avem în cadrul muzeului tot felul de ateliere de creație pentru copii, ateliere de povești, întâlniri cu copii pe teme literare sau pe alte teme și se îmbină. La un moment dat nu mai știi până unde ești muzeograf și de unde începe activitatea de scriitor. Am fost invitată ca muzeograf și scriitor la întâlnirile cu copiii, la școlile din Bacău, din oraș și din județul Bacău. Când am publicat romanul pentru copii, Copilul Furnică, a prins foarte mult la clasele 5-8, la adolescenți și am avut parte de foarte multe întâlniri inițiate de profesorii inimoși care se ocupă de educația copiilor. Și am fost invitată la niște școli unde atmosfera a fost foarte frumoasă, copiii au fost receptivi, au pus întrebări, s-a creat așa o atmosferă extrem de efervescentă și benefică. Sperăm că după ce vor trece aceste momente de pandemie, se va reveni la normalitate și vom avea, sper în curând, alte întâlniri cu clasele de copii, pe teme literare, pe ateliere de povești. Îți vine în minte vreo întrebare pe care ți-a pus-o un copil la acea întâlnire de care ai povestit? Întrebările au fost destul de multe, erau intrigați de personaje și au luat părinții, pentru că universul din carte vorbește despre orașul Bacău și despre realitățile administrative chiar din orașul Bacău, cu teatru de animație care este într-o suferință continuă, cu Casa Memorială care atunci era înainte de renovare și avea nevoie de acest proces și unii copii și-au luat părinții să meargă și să le arate teatru de animație și să vadă unde s-au întâmplat toate poveștile acelea cu Regina Furnicilor și cu personajul principal, Alican, un copilaș foarte isteț și a fost amuzant să văd că sunt interesați să reconstituie cumva parcursul poveștii. Din cele 3 povești publicate de noi pe canalul de YouTube, Povești cu Tincuța, și poate că ar trebui să precizez pentru cei care ne urmăresc și nu au avut încă ocazia să intre în rubrica de povești a canalului, până acum am publicat Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, Fata Babei și Fata Moșneagului și Sarea în bucate cu cele 3 surori. Ai vreuna preferată din astea 3? Mi-e foarte greu să aleg, toate sunt frumoase. Că toate mi-aduc aminte de copilărie. Sarea în bucate, în schimb, știu că a avut la momentul copilăriei mele un impact foarte mare asupra mea, a copilului Tincuța. Mi-aduc aminte cum ne-a predat-o învățătoarea și cum am vorbit în clasă despre importanța țării în mâncare, importanța iubirii necondiționate și mi-aduc aminte, vag, evident că a fost acum 100 de ani, dar Sarea în bucate, cred că mi-a rămas la suflet așa cumva. Apropo de sarea în bucate, știm că ești cea mai mică din 3 surori și acest motiv al surorilor, în special al celor 3 surori în literatură, se regăsește peste tot, mai ales implicând adesea și rivalitate între surori și eventual o slăbiciune a părinților pentru cea mai mică.
prin experiența ta, prin prisma experienței tale, ce părere ai despre acest motiv? Rivalitatea între surori în mod real la noi n-a fost. Facem o echipă foarte, foarte importantă. Diferența de vârstă este mare și atunci chiar dacă sunt printre frații mai mici, nu a fost motiv de rivalitate. Surorile mai mari totdeauna au fost înțelegătoare, au fost modele, s-au străduit să fie modele, nu numai arătând din deget de cum se face, ci făcând, și eu nu am avut decât să copiez, să văd ce e bun și ce e rău. Mi-a fost un pic mai ușor. Mă consider foarte norocoasă să am frați mai mari pe care să-i pot urma. De fapt și înscris. La noi în familie toți copiii au scris, deși eram o familie simplă, de la țară, cu mulți copii. Scrisul, cititul erau la mare căutare. Aveam o bibliotecă mică și ne împrumutam pe rând cărțile. Bine, am mers și la biblioteca școlii mai târziu, deși mama venea de la sapă, de la prășit, tata era un muncitor, un mecanic. Seara se discuta despre filme, se discuta despre cărți, cei mai mici ascultam vrăjiți, îi ascultam pe cei mai mari ce romani au mai citit sau ce film au mai văzut și așa ne-am luat unii după alții. Dacă ar fi să ne spui tu o poveste pe care ți-ai dori să o vezi pe canalul nostru de YouTube, care ar fi aceea? O poveste din literatură. Am crescut cu poveștile fraților Grimm. Mi-au plăcut foarte mult. Croitorașul cel viteaz. Nu știu, asta îmi vine în cap acum. Frații Grimm aveau la un moment dat o carte așa groasă, extrem de groasă. Era ca o Biblie pe care am citit-o și am recitit-o fascinată. Până când eram destul de mare și frații mei îmi spuneau mai treci și la romane, mai lasă poveștile. Au fost multe cărți în copilărie pe care le-am citit și care și-au lăsat amprenta. Sau Nică fără frică al Ninei Casian. Foarte frumoasă carte. Basmele sunt evident pline de extreme și de hiperbole. Folosești și tu aceste instrumente în scrierile tale? Da, evident. Deși am fost criticată la un moment dat, chiar în romanul de care spuneam mai înainte, în Copilul Furnică, au fost copii care n-au putut să accepte destinul reginei Furnică de la final, care evident a murit de bătrânețe. Totul trebuie dus în extrema cealaltă, totul trebuie să fie roz, totul trebuie să fie frumos, cu final fericit. Ori, din punctul meu de vedere, dacă vrem să ne pregătim copiii pentru o lume reală și să facă față provocărilor vieții, n-ar trebui să-i scutim. Chiar dacă le-o spunem într-o manieră adecvată vârstei și înțelegerii lor, n-ar trebui să-i scutim și de partea aceasta a vieții. Să o înțeleagă, să o accepte cât mai devreme și să le fie ușor atunci când se vor întâlni, pentru că viața îți oferă provocări de tot felul. Și le-ar fi mult mai ușor. Dacă idealizăm totul și le povestim doar partea frumoasă a vieții, s-ar putea să fie niște adulți mai sensibili la greutățile vieții. Așa cred eu. Ce rol, generalizând puțin, crezi că joacă poveștile în formarea copiilor? Rolul este determinant. Copiii au nevoie de modele, au nevoie de eroi, așa cum am avut toți. Pornind de la poveștile copilăriei, ne pregătim pentru viață. Ne luăm eroi fie din filme, fie din cărți. Toți am crescut cu eroii preferați din desene animate, dacă nu, și fiecare fetiță vrea să semene cu cineva, fiecare băiat își are eroul cu sabia în mână sau făt frumos sau, nu știu, un tânăr viteaz, un tânăr care se descurcă în orice situație. Și pornind de la această nevoie de modele, cred că pe asta ar trebui să ne bazăm cei care scriem povești. Și să le aducem în actualitate, pornind de la poveștile clasice, să le aducem în actualitate, să fie mai pe înțelesul copiilor. Pentru că, într-adevăr, un copil crescut în 2021 este poate foarte greu să înțeleagă regatul împăratului, nu știu care, niște exprimări poate mai învechite, niște situații pe care nu le mai regăsește în viața actuală, și atunci datoria noastră,
creatorilor de povești este să luăm elementele de bază din poveștile vechi și să le adaptăm, să le aducem în actualitate, astfel încât copilului să fie mai ușor să-și aleagă acest model, dar în același timp să nu se piardă atmosfera aceea de bază, feeria, fantasticul, frumusețea, enigmele, să fie cât mai atractivă pentru sufletul copilului. Scrii și poezii, scrii și povești pentru copii. Ce crezi tu sau cum simți tu din sufletul tău că funcționează o poezie? Ce efect are ea asupra unui copil și nu are neapărat o poveste? Diferența dintre poezie și poveste poate fi și de lungimea textului, evident. Într-o poezie trebuie să fim foarte conciși. O poezie pentru copii, pentru cei mai mici copii, trebuie să fie într-un limbaj cât mai simplu, cât mai curat și clar, să aibă rimă, să aibă ritm, pentru că dacă șchioapătă la unul dintre aceste capitole, deja copilul are ureche și refuză, și să fie drăguță și pe înțelesul copiilor și să aibă acel ceva pe care eu personal caut să-l pun în poeziile mele. O doză de umor, un lucru mic care îi face să zâmbească și să fie puși pe șodii așa tot timpul. La o poveste, povestea se lungește, ca text e mai mare și copilul trebuie menținut să-i fie atenția trează, trebuie să, nu știu, să fie cât mai concisă și să nu fie diluat informația. Eu am experimentat acest lucru când spuneam o poveste, întâi o spuneam făcând treabă la bucătărie și dacă cel mic nu era prins de povestea mea, pur și simplu mi întorcea spatele și mă lăsa vorbind singură și atunci îmi dădeam seama că am pierdut farmecul poveștii, am diluat prea tare siropul și nu s-a mai simțit nimic. Pe când la o poezie poți să fii mai concis, mai în două strofe, în opt versuri de obicei, cam două strofe au poeziile pentru cei mici, cei mai mici de grupă mică, să nu se piardă înțelesul. La poveste trebuie să fii foarte atent, să arzi pe aceeași lungime de undă și să nu diluezi foarte tare mesajul. Tincuța, recent am publicat pe canalul nostru 3 poezii de-ale tale de Halloween și îți mulțumim din nou foarte mult pentru că ne-ai oferit aceste poezii superbe. Sunt multe voci încă la noi care critică faptul că am adoptat oarecum această sărbătoare neromânească, Halloween-ul. Ce părere ai despre acest lucru? Ne îmbogățește cultura sau este un lucru pe care poate n-ar trebui să batem atâta monedă? Halloween cred că a existat cel puțin în viața mea de copil. Nu știam că se numește așa, habar n-aveam că există o sărbătoare dedicată acestei teme. Dar când eram copii, totdeauna se termina culesul. Perioadele coincideau, era vorba de vreme, de starea meteo. La sfârșitul culesului ne ceream voie de la părinți să ne cioplim niște bostani, să speriem lumea de pe drum, cum se lăsa seara, îi puneam o lumânare și îl puneam în mijlocul drumului, furam perdelele cele mai lungi de acasă și ne îmbrăcam în fantome și habar nu aveam că asta se numește Halloween. Noi ne amuzam și de sperietura celor mari, pentru că am speriat de foarte multe ori adulți care treceau pe drum și nu se așteptau la așa ceva. Acum se numește Halloween. La noi se sărbătorește. Aici în România sunt școli care sărbătoresc și la grădinițe și e o infuzie așa de informații. Așa cum am adoptat Valentine's Day și în România nu se sărbătorea, dar acum este și Valentine's, este și Dragobetele și se împacă de minune unul cu altul, pentru că decât niciun motiv de a oferi flori celei dragi, mai bine două motive, mai bine de două ori. Așa este și cu sărbătoarea aceasta. Avem și noi bostani, avem și noi vrăjitoare și sperietori și nu văd de ce nu s-ar bucura cei mici, pentru că e un prilej de bucurie. Avem și noi Ziua Morților. Îți mulțumim foarte mult pentru dialogul pe care l-am purtat astăzi cu tine și pentru că ai o sensibilitate extraordinară
Aș vrea să încheiem, să lăsăm publicul nostru de pe YouTube cu un fel de, să-i spun așa, o aromă mai degrabă, dată de ce scrii tu. Și sper să-mi îngădui să citesc un mic paragraf dintr-o poezie pe care ai postat-o tu pe blogul tău, ca un fel de autoportret, să-i spun. Nu știe nimeni că sub prun sunt acasă ca în brațele mamei. Când stau desculță, iarba crește prin mine, prin părul meu lung, alungă bătăile ciudate ale inimii cu un descântec. Și furtuna crește pe dalurile verzi ca niște solzi de balauri pe care îi port în mine. Îți mulțumim foarte mult, Incuța! Eu mulțumesc! Sperăm să vă aducem mai multe poezii și povești de ale Tincuței în curând. Vorbim și de Tincuța noastră și de Tincuța autoarea. Vă mulțumim foarte mult celor care ne urmăriți și celor care ne-au dat deja subscribe la canalul nostru de YouTube. Ne ajută foarte mult. Vă rugăm, dacă nu ați făcut acest lucru, puteți oricând să o faceți apăsând pe subscribe sau abonați-vă în limba română. Ne puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook, link-uri în descriere, și așteptăm cu mult drag sugestii pe oricare dintre aceste platforme. Stai un puțin, că nu pot să mă concentrez, nu știu ce naiba. Deci, ce vreau să zic? Maria, era de ajuns la culturii române și o să știi că poți să te acolo, așa înființat aceste activități. Și dă-i înainte, nici nu mai trebuie să ridici deodată, okay. Că poți să tai, da? Dar păstrează tonul, că te-ai dus în sus, a culturii române, da. Și trebuie să iei de acolo, da? Ok. Perfect. Super. Nu, că reușesc, hai că poți, Maria, să iau o poziție.